pieton în politica românească. Pe lângă statutul de candidat la prezidențiale stabilit încă din 2012, Crin Antonescu a lăsat în urmă și multe semne de întrebare, dar și o multitudine de scenarii legate de viitorul PNL și mai ales de scrutinul pentru Cotroceni din toamnă. Bun găsit așadar la o nouă emisiune Fabrica și încă o informație de ultimă oră. Astăzi am văzut un gest al unui mare om politic, Crin Antonescu, spune într-un comunicat de presă Klaus Iohannis. În ultimii 24 de ani nu am văzut un astfel de gest făcut de un om politic cu o poziție foarte puternică, foarte bine plasat, care a renunțat la toate astea pentru a întări partidul, continuă Klaus Iohannis. Prin decizia luată, Crin Antonescu a dovedit că pune interesul partidului și al României înaintea propriului interes și a propriei cariere politice. Consider că prin gestul făcut astăzi, Crin Antonescu rămâne cel mai valoros om al Partidului Național Liberal și sper și îmi doresc ca împreună să reușim să întărim PNL și să atingem împreună obiectivele politice pe care și le propune Partidul Național Liberal. Discutăm despre toate acestea în acest moment aici la Realitatea TV cu doamna Ana Birceal, deputat PSD. Bine ați venit! Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Domnul Răzvan Orășanu, membru PDL. Bună ziua, bine ați venit! Și domnul Ciprian Necula, sociolog. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Înainte de asta, aș vrea să vedem ce s-a întâmplat exact astăzi, să vedem ce a declarat Crin Antonescu. El nu mai candidează așadar la prezidențiale. Anunțul a fost făcut astăzi chiar de președintele demisionar al PNL, care dorește desemnarea unui nou candidat, de data asta al Dreptei Unite, până în 15 iulie. Antonescu a anunțat că renunță inclusiv la interimatul de la șefia partidului. Așadar, o decizie neașteptată, o decizie surprinzătoare pe care a anunțat-o în urmă cu aproximativ două ore de acum fostul președinte, să-i spunem așa, al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu. Doamna Birceal, ce înseamnă pentru Partidul Social Democrat? Cumva Liviu Dragnea, vicepremierul, prevestea, nu? Spunea despre Crin Antonescu, sau mă rog, încerca să prevestească, spunea despre Crin Antonescu că va deveni pieton. Ce înseamnă pentru PSD retragerea lui Crin Antonescu din cursa prezidențială? În primul rând că PSD își vede în continuare de guvernare și își vede în continuare să ducă la bun sfârșit angajamentele pe care noi le-am asumat în fața românilor, inclusiv a votanților USL, care l-au trimis pe domnul Antonescu și mulți alți liberali în Parlamentul României sau în alte funcții publice. Din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, văd că e așa o mare surpriză acest gest neașteptat al domnului Antonescu. Hai să judecăm pe fapte. Nu e nicio surpriză. Este vorba de un plan foarte bine pus la punct de către Băsescu și unii din PNL, cu Antonescu în frunte. Dacă ne uităm foarte bine, Antonescu a abandonat complet proiectul USL, a abandonat complet angajamentele românilor, a rupt USL-ul, a scos PNL-ul de la guvernare. Acum, până acum tot spunea, domnule, nu, voi știți, eu sunt așa, am fost manipulat și că nu o să mai fiu prezidențiabil. Uite, acum abandonează și acest obiectiv. Deci, practic, domnul Antonescu, prin acest gest de astăzi, confirmă încă o dată că s-a aliat cu oamenii lui Băsescu și oferă pe tavă lui Băsescu PNL-ul, iar eu îmi exprim în continuare speranța că în PNL sunt o grămadă de oameni care vor înțelege foarte bine votul de duminică al românilor și vor înțelege că oamenii nu mai doresc un președinte pe modelul lui Băsescu. Vor înțelege că, practic, țara asta are nevoie de liniște și nu de scandal. Și era Antonescu un președinte pe model Băsescu? Ce declarație a făcut domnul președinte Băsescu ieri? Că Antonescu nu o să mai candideze la președinție. Uite că astăzi domnul Antonescu a ieșit și a confirmat. Și asta nu confirma o înțelegere între Traian Băsescu și Crin Antonescu? Da, este o înțelegere care a avut de foarte multă vreme, a avut loc de foarte multă vreme și, ca și concluzie, pe scurt, Crin Antonescu a dus PNL-ul, i-a servit PNL-ul pe tavă lui Băsescu. Acum, nici mai târziu de o săptămână și închei, Blaga și cu Antonescu erau dușmani, că nici nu era votul de duminică, da? Acum, la 2-3 zile, au devenit mari prieteni și au declarat, l-auzeam pe Blaga ieri, spunând că o să propună un președinte care să fie pe placul lui Băsescu. Acum, referitor la ce spuneți dumneavoastră acolo, Iohannis, Crin a întărit partidul, domnule, hai să ne uităm puțin la fapte. Iohannis își dă demisia
din funcțiile din partid cu o oră înainte ca Antonescu să-și o dea, așa, în grup cu alții. După aceea, când Antonescu își anunță intenția de a candida la președinția PNL-ului, după aceea, imediat, Iohannis își anunță și el candidatura tot la președinția partidului. Adică, cum să vă spun, noi nu o să încurcăm în această ceartă a lor și românii sunt convinsă că se vor uita cu foarte mare lipsă de respect față de acest mai devreme și am numărat, doamna Bircea l-a folosit cuvântul Traian Băsescu de 10 ori. Deci, poate că de 12, să deci, știi. Cred că în această țară, pe lângă Partidul Social Democrat și aliații lor, mai există nevoia unei alternative, unei alternative puternice. Și această alternativă este în construcție. Da? Și inclusiv doamna Bircea ar trebui să fie foarte fericită că există această alternativă, pentru că lucrul ăsta va însemna o presiune pentru guvern să fie mai performant și inclusiv pentru membrii partidului domniei sale să fie mai inclusiv mai bătăioși decât au fost până acum. Competiția în viața politică cred că ar trebui să bucure pe toată lumea. Nu ne e teamă de competiție. Hai să fim serioși. Dar când vezi trădători, dați-mi voie să spun că n-am niciun pic de respect. Eu în colegiul meu din Vaslui, unde mă mândresc că am obținut 45,5% din voturile și încrederea românilor, celor care s-au prezentat la vot. Am 20 de comune, dintre care 10 primari liberali. Dați-mi voie să vă spun că, mergând din poartă în poartă în colegiul meu, ce mi-au spus oamenii care ne-au votat în 2012 și la locale, pe sigla USL, și la parlamentarele din decembrie 2012. Domnule, terminați odată cu scandalul de la București. Nu-l mai lăsați pe Antonescu și pe ai lui să distrugă un proiect politic care a fost un proiect care a adus stabilitate în această țară. Ce nu a reușit Băsescu în 10 ani de zile? Și vă rog să vă uitați la declarațiile din 2005, când spunea că obiectivul final al acelei alianțe, da, transformată în pași, ulterior abandonată, omorâtă sau nemai votată de către români și pe bună dreptate, se înfăptuiește acum. Deci ce n-a reușit Băsescu în 10 ani de zile să distrugă PNL-ul, reușește acum cu Antonescu și o mică grupare din vreau jurul lui. Dar dați-mi voie să vă spun, cum credeți că se simte electoratul care a mers la vot, a votat PNL pentru europarlamentarii PNL, știind că vor face parte din grupul ALDE? Asta s-a întâmplat duminică, acum, iar luni au anunțat că ei sunt în PPE. Ceea ce s-a întâmplat astăzi poate aduce un bine în viața oamenilor. Iar aici revin la domnul Dragnea și vorbeam mai devreme și aș vrea să urmărim declarația. Klaus Iohannis va fi candidatul acestei alianțe la prezidențial. După părerea mea, domnul Antonescu, după congresul PNL, va fi simplu pieton. Liviu Dragnea a folosit același stil ironic și când a vorbit despre înlăturarea liberalilor din funcțiile deținute la nivel local. O să respectăm refacerea alianței, da? PNL-PDL. Și atunci la Consiliul Județean, la Consiliul Municipal Alexandria și în celelalte consilii locale vom reface alte majorități. Și sigur că nu o să-i lăsăm să fie puși într-o situație delicată, să rămână în funcții și să fie certați de cei de la PDL. Cei doi viceprimari de la Alexandria, eu de la ei chiar mă aștept să-și dea demisia. Aș da domnul Bălan. Nu poți să fii în această alianță cu Ciuma Roșie. Le afectează foarte mult tradiția istorică. Vicepremierul a dat și un pronostic sumbru în ceea ce-i privește pe liberali. Și au ales un drum în viață, noi le respectăm. Le urăm succes pe Alianța Răului. Vor avea un mare succes, un partid de peste 100 de ani vechime va dispărea pentru, dacă își duc la capăt contopirea. Pentru că fuziunea nu se poate realiza decât în două modalități. Prin contopire sau prin absorție. Prin contopire înseamnă că unul înghite pe celălalt. Nu știu care pește are mai mare aici. Am înțeles că PDL-ul nu vrea, deci ar însemna să vrea PNL-ul să dispară. Și contopire înseamnă că se desfințează amândouă partidele și apare un partid nou. Până la urmă, ultimul partid istoric parlamentar din România va fi desfințat. Deci, ceea ce spune domnul vicepremier Dragnea este foarte corect. Și haideți să nu uităm că
ascensiunea lui Antonescu în Parlamentul României, în funcția de președinte al Senatului, se datorează într-o oarecare măsură și susținerii colegilor și colegilor mei din PSD, a USL-ului în general și al domnului Dragnea, pentru că Antonescu a candidat la Dragnea. Acum poate fi și viceversa, se ascensiunea liderilor PSD, se datorează sprijinului liberalilor. A fost USL-ul este un proiect politic reușit. Și este păcat că Antonescu l-a trădat și l-a omorât pentru, uitați, interesele sale proprii, parte dintr-un plan elaborat mai mare. Dar revenind la ce spunea domnul vicepreședinte, pentru că a căzut pradă manipulărilor lui Băsescu și celor din jurul lui Băsescu, care din toamna anului trecut i-au tot spus, domnule, tu nu o să fii susținut la președinție. Și dânsul a crezut chestia asta. E, acum, astăzi, abandonând proiectul prezidențiabil, nu face altceva decât să confirme că este parte dintr-un proiect mai mare și nu vreau să mă repet, dar este evident pentru toată lumea că domnul Antonescu oferă pe tavă PNL-ul lui Băsescu și acestui proiect al lui Băsescu. Pentru că dacă este un lucru cert, acela este că niciun președinte sau nicio persoană care va ajunge președintele României din PSD nu o să-l pună pe Băsescu premier. Dar revenind la ce a spus domnul Dragnea, ca să închei, este normal că atunci când ești trădat să ai și asemenea reacții, pentru că... Dar de unde, doamna Birceal, de unde regretul ăsta brusc al Partidului Social Democrat față de șubrezirea unui partid care în momentul ăsta ar fi dușman, nu? Sau ar fi pe altă linie. De unde... regretul ăsta și la domnul Dragnea și la dumneavoastră acum. Pentru așa nu, un regret pentru un partid care nu mai este într-o alianță. Ar trebui să vă bucure căderea lui, nu? Știți dacă ce eventuala lui cădere, dacă tocmai așa este. Vă spuneam la începutul emisiunii că la mine în colegiu, din 20 de comune, am 10 comune în care sunt primari liberali și sunt primari de toată isprava. Să știți, eu personal lucrez foarte bine cu dânsii, dar sunt și foarte mulți votanți USL, membrii PNL, membrii PSD sau simpatizanți sau simpli oameni care ne-au votat pe toți. Domnul Antonescu nu a ajuns în Parlamentul României ca și PNL. A ajuns pe acest proiect USL, da. Și este un mare regret printre colegele și colegii mei că domnul Antonescu, cu ai lui, a trădat încrederea românilor. Deci eu, dacă dânsul nu s-a mai simțit confortabil cu angajamentele pe care cu toții ni le-am luat în fața românilor, și uitați că acest guvern al nostru duce în continuare la îndeplinirea acestei angajamente, sigur că avem și asemenea reacții. Iar din punctul nostru de vedere, Antonescu a pierdut tot. A pierdut șefia partidului, a dezbinat partidul, duce acum și în ultimile zile a dus o politică de confuzie la nivelul PNL-ului, în foarte multe filiale, oamenii chiar nu vor să se asocieze la nivel local, cum e linia de la centru cu pedeliștii. Nu vor oamenii lucrul ăsta. Domnul Dragnea este un ministru al unui guvern care conduce România. Deci sunt mult mai interesat de la domnia sa să ne spună cu proiectele de care s-a ocupat și ce a ieșit din ele. Că până acum n-am văzut să iasă ceva. Ele sunt blocate în esență, da? Și descentralizarea, și regionalizarea, și restul lucrurilor mari de care s-a ocupat de un an și ceva încoace. Dați-mi voi o scurtă replică. Când colegul meu o să intre în Parlament, o să afle că declarațiile politice sunt la 8 și jumătate dimineața, în fiecare marți dimineața. Cred că pentru cei care se uită la noi la televizor, este important să facem următoarele precizări. Da, PSD-ul nu s-a preocupat nici în ultimile luni, nici în ultimii ani ce se întâmplă în PNL. Pentru că nu este treaba noastră din PSD să ne preocupăm ce se întâmplă în alte partide. Sigur, acum observ că cei din PDL s-au preocupat foarte mult ce se întâmplă în PNL. Dovadă că acum o săptămână erau competitori și efectiv își vorbeau așa cum își vorbeau și nici la 2 zile după terminarea votului a devenit așa o iubire de nedescris între cele lucrurile două partide asta, politice. Doi la mână. Văzut pe de altă pentru parte. Că, alianța ta, apoi USL-ul, au mai existat... USL-ul, da, voi. Noi ne-am dus în fața iubiri oamenilor. Și rupturi bruște. Nu, au este o mare, mare diferență. Deci, USL-ul a fost un proiect politic asumat
de către toată lumea. Noi ne-am dus în fața alegătorilor. Păi da, da, și noi ceea ce descoperim acum este că în toată perioada în care Antonescu cu gruparea din jurul domniei sale era parte din USL, de fapt pregăteau plecarea, trădarea electoratului USL, trădarea angajamentelor USL, trădarea încrederii Dar românilor. Dar care să fie fost scopul? Că nu reușesc să-l înțeleg. Ca să-și refacă alianța și ca să-i ofere un nou proiect politic lui Băsescu. Nu vă este clar, nu vă este evident. Iar acum, pentru că colegul meu aici făcea câteva afirmații legate de vicepremierul Dragnea, eu îi recomand să se uite foarte mult. Nu, mă uitam pe o știre. Nu, obrăznicia, să știți că nu e la ea acasă. Este o știre de la 12.26 în care, pe Ager Press, în care spune așa că astăzi domnul Dragnea în Telorman a semnat două contracte cu finanțare din bani europeni pentru a ajuta oamenii din Telorman. Doamna Birceal, faptul că s-a retras ca Antonescu din cursa prezidențială vă avantajează pe dumneavoastră ca participant candidatul dumneavoastră? Dar eu v-am spus și la început și nu o să bine, în momentul ăsta PSD nu are un candidat oficial pentru că Antonescu, Crin Antonescu era și candidatul PSD-ului. Dar noi de a guverna această țară și vedeți că încetul cu încetul nu numai că ne ținem de angajamentele pe care le-am făcut în fața românilor, dar reparăm din nedreptățile pedeliștilor. Acum, eu sunt foarte de acord cu ce a spus domnul Ghișe mai devreme. Este o lipsă totală de respect față de membrii tăi de partid să anunți la televizor într-o conferință de presă și să nu anunți în structurile de partid că nu mai dorești să candidezi la președinție și că nici măcar nu mai dorești să fii interimat, după ce cu 5 zile înainte ai anunțat că vei asigura interimatul. Acum dar nu știu dacă declarațiile domnului Ghișe trebuie luate chiar așa, pentru că este... Pentru că tot se vorbea aici de ce fel de model de președinte. Păi, eu cred că votul românilor... Candidatul votul Iohannis care este, na, perceput eu în cred echipă că votul cu românilor în mod constant la ultimile alegeri, de la alegerile prezidențiale din 2012 și aceste alegeri arată foarte clar că românii s-au săturat de scandal, s-au săturat de un președinte jucător, cum s-a autointitulat, care să nu aibă respect față de instituțiile statului și să asigure într-adevăr separarea puterilor în stat, s-au săturat de un model de președinte care în loc să reprezinte cu cinste instituția prezidențială, o târăște din scandal în scandal, în mocirlă, în mocirlă, vedeți și noul scandal acum cu Bercea Mondial sau cum Dumnezeu îl cheamă, s-au săturat de un model de președinte care să vrea să fie și președinte, și premier, și ministru de finanțe, și ministru apărării, și ministru de inter... Nu! S-au săturat și doresc din un alt model de președinte, care într-adevăr... Și fie și Ghiță pe o parte, pe altă parte este și Bercea Mondialul. Fiecare dintre potențialii candidați au aceste legături. Deci eu vă spuneam că românii, în mod constant, și eu cred că fiecare politician știe lucrul ăsta și mă surprinde că domnul nou coleg de la PDL, acum a devenit membru PDL, nu știe că românii nu mai vor, deci nu mai vor un președinte ca Traian Băsescu, care de 10 ani ține această țară blocată în conflict, nu face decât să antagonizeze tot felul de clase sociale. Vă aduceți aminte, profesorii nu erau buni, la medici le spunea, nu vă convine România, ia plecați voi afară, dar noi avem un sistem sanitar unde pedeliștii închideau spitale, da? Inclusiv la mine în colegiu, la Tutova l-au închis, da? Și noi ne zbatem acum să-l redeschidem, pentru că pe toate valele... Dar nu vorbesc de modelul, nu, pentru că ce se întâmplă acum, nu, stați puțin, nu, ce se întâmplă acum pe dreapta, să vorbiți de niște lucruri care nu mai există, ce se întâmplă acum pe dreapta arată foarte clar că este un potențial nou proiect făcut pentru Traian Băsescu, plan și parte dintr-un plan care dar se pare atunci că n-ar fi trebuit să apară și PMP-ul, stau să mă gândesc, n-ar fi trebuit să apară și PMP-ul în această ecuație poate și la aceste discuții chiar de la început. Potrivit, cine vedeți, știe? Vedeți, cu siguranță, probabil, că o să apară și la timpul potrivit. Ceea ce am anunțat la început, că ar trebui să ne preocupe agenda românilor, doamna Bircea susține în continuare aceste Roșanu, fantome eu, ale politicii românești. Eu m-am abținut în această emisiune să, USL-ul în primul rând, nu mă întrerupeți. Da, USL-ul trăiește. USL-ul trăiește. Deci,
deci în toată această emisiune n-ați făcut altceva și să știți că este păcat. Noi am mai fost în o grămadă de emisiuni împreună, unde dumneavoastră susțineați politicile USL-ului, aducându-mi aminte totuși că Tăriceanu va promova pe dumneavoastră. Deci ați fost promovat totuși de un liberal. Acum, de când ați devenit membru PDL, dintr-o dată vă duceți pe acea zonă. Noroc și mult succes dumneavoastră. Promovarea mea nu preocupă pe oamenii care se uită la noi. La persoană nu vă face cinste, mai ales că sunteți un tânăr politician. Și deci, nici numai discuția despre fantome, cum nu este fi, nicio fantomă, nu vă face dacă cinste mers, decât dacă vă ocupați de spiritism, de lucruri de felul ăsta. Haideți să exorcizăm fantoma asta a USL-ului din conștiința publică. Dacă nu mai există, dacă ați fi mers în campania electorală, ați fi văzut că românii ne cer ca acest proiect pentru care ne-au votat în diverse funcții publice și pe care pe colegii dumneavoastră din PDL i-au trimis la plimbare, ne cer să continuăm acest proiect. Noi continuăm angajamentele USL-ului. Am înțeles. Este adevărat că USL nu mai trăiește pentru că domnul Antonescu l-a mulțumesc mult pentru prezență.